Salut! Dacă vrei să fii și tu abonatul episodului, trebuie să faci următoarele lucruri. Apasă pe butonul de like la acest videoclip, abonează-te la acest canal, activează clopoțelul bifă să ți se trimită toate notificările și scrie mai jos la comentarii numele tău, literă cu literă, respectiv o singură literă pe comentariu. Baftă! Salut, fraților! Mă numesc Marius, i-am cu guys și bine ați venit la un episod foarte, foarte creepy. Bineînțeles să înceapă clipul, v-aș ruga să apăsați chiar acum butonul de like și să facem cât mai rapid 5.000 de like-uri, guys, să vă abonați la acest canal, ați vrea să nu și abonatul episodului pe care îl aveți chiar acum pe ecran, deoarece astăzi o să fac un videoclip foarte, foarte creepy. E bine, nu știu dacă știți, este fenomenul ăsta cu Siren Head, dacă a apărat lumea total și totodată am găsit aici 8 videoclipuri de pe TikTok în care Siren Head este văzut de către anumiți oameni. Anumite videoclipuri sunt în modul gen portret, adică așa, știți, guys, gen nu este normal ca TikTok ca pur și simplu să spunem așa cum arată telefonul, pur și simplu este invers, gen, ceva de genul, știi ce zic, like, e așa, așa că am dat un zoom ca să vedem într-adevăr dacă videoclipurile sunt editate sau nu și totodată vreau să scrieți în comentarii ce videoclipuri credeți că sunt reale din următoarele și totodată ce ați face dacă ați fi în situația acestor oameni. Nu uitați să apăsați butonul de like, guys, și haideți să începem. Primul videoclip, guys, vine de la un copil, videoclipul are 7 secunde, în care el susține că pe geamul unui aeroport, că stătea el jos, l-a văzut acolo pe Siren Head, a adăugat un sunet de fundal, însă o să putem să auzim vocea care spune oh my god Siren Head, oh my god Siren Head și totodată o să le vedem și în față pe Siren Head. Hai să ne uităm la videoclip. Siren Head right there, man. Oh my god. I'm not lying about this. Ok, deci Siren Head se potrivește de cum îi zice, să spunem așa, descrierii, deoarece este foarte, foarte înalt. Nu văd cum ar putea să fie editat, adică uitați-vă la el, gen, uitați-vă la el, gen, ok, merge foarte, foarte ciudat, însă, bron, băi, deci eu nu știu ce să zic, adică, băi, eu vreau să cred, vă zic sincer, că eu vreau să cred din toată inima mea că videoclipul ăsta este fake sau editat, gen, videoclipul de la băiatul ăsta. Însă, cu cât mă uit mai mult, cu atât am dau seama că, bă, să-și să nu fie editat, deci uitați-vă la el, bro, adică, vedeți că are pixelii perfect, parcă, băi, până la urmă să zicem că dacă ar fi editat, ar fi editat de copilul ăsta mic. Și bro, uitați-vă cum are luminile, bă, parcă e editat la perfecție, gen, adică, bro, what the fuck, numai în filme mai vezi de-astea, știi, gen, uitați-vă, guys, că, what the fuck, man, deci eu nu pot să înțeleg, deci, uitați-vă ce mi se pare foarte, foarte ciudat, uitați-vă la mâna lui stângă, mâna stângă a lui Siren Head, adică aia care e la dreapta noastră, gen, din viziunea noastră, mâna lui e dreaptă, uitați-vă, guys, că dacă dai așa în spate, după cum vedeți, mâna lui trece prin spatele acestor bări, adică, what the fuck, bro, nu înțeleg absolut nimica, guys. Deci mâna lui trece prin spatele acestor bără, vedeți că el trece prin spate ca și cum ar fi în spatele acestei scări sau ceva de genul. Habar nu am. Hai să trecem la următorul videoclip, guys. Următorul videoclip este unul foarte, foarte popular. Vine tot de la băiatul ăsta, însă bănesc că băiatul ăsta numai a adăugat un comentariu peste el, deoarece este foarte, foarte popular. Respectiv, Siren Head lângă San Francisco, la o fermă de lângă San Francisco. Siren Head lângă o tornadă care, nu știu dacă știți, în America tornadele sunt ceva la zi. Adică să zicem că, să zicem, o dată pe lună casele multor oameni sunt distruse din cauza tornadelor. Și tocmai de aceea vedeți aici un Siren Head lângă o tornadă. Totodată am mărit imaginea ca să vedem dacă este fake sau nu. Haideți să ne uităm. Siren Head's right there. This is not a lie. I'm scared. I'm scared for my life. What the fuck? Parcă este dintr-o mașină, gen, vedeți, după cum vedeți, parcă este dintr-o mașină cum se mișcă. Și uitați-vă la Siren Head, bro. Like, uitați-vă la Siren Head, ok, în dreapta cred că poate să dă un elicopter sau ceva de genul. Uitați-vă la Siren Head, guys, cum arată, what the fuck, e de mare. Hai să mai dăm o dată să ne uităm la tot videoclipul. Siren Head's right there. This is not a lie. What the fuck, nu înțeleg ce se întâmplă. Eu nu înțeleg ce se fucking întâmplă. What the fuck? Ok, guys, mi se pare foarte, foarte creepy. După cum vedeți, este și ceva acolo în stânga în tornadă. Dacă puteți vedea, este o chestie în tornadă. Dar uitați-vă gen la Siren Head, bro. What the fuck, man? E absolut gigantic. Ok, hai să mai dăm cu videoclip. Aici, guys, mi se pare ceva foarte, foarte creepy. Este Siren Head, pur și simplu, în momentul în care omoară pe cineva. Adică, pur și simplu, o să vedeți, guys, cum același copil se uită la Siren Head și vine și își mișcă mâinile și ia telefonul. Uitați-vă la chestia asta dacă nu mă credeți. Siren Head right there, guys. Uitați-vă la mâinile lui, uitați-vă la mâinile lui. What the fuck, bro? What the fuck, bro? What the fuck, bro?
What the fuck, mă, uitați-vă la mâinile lui, bro. Uitați-vă la mâinile lui, mai dăm o dată să vedeți mâinile lui Siren Head. That's guys, it's Siren Head right there, guys. What? Oh my god, what is he doing? What? Uitați-vă la mâinile lui, bro. Uitați-vă la mâinile lui cum încearcă să pur și simplu să pună mâna pe omul ăsta care filmează. Adică what the fuck? Mi se pare ceva extrem, extrem de creepy. Ok, guys, uitați-vă. Oh, s-a dus. Bun. Iar acum, guys, mai vedem încă o filmare de la un alt copil care spune că a surprins chestia asta undeva într-un sat lângă America și Alaska, adică acolo unde este multă, multă zăpadă și ceva, deci undeva la Polul Nord pe acolo. A surprins această filmare cu Siren Head. Uitați-vă la chestia asta. E o filmare de 20 de secunde. Siren Head este la fel de gigantic cu toate filmările. Și să vedeți ce o să se întâmple în momentul în care o să se ridice. Guys, o să se ridice, uitați-vă. Oh my god, bro, parcă se urcă pe o casă. Nu înțeleg. Oh my god, oh my god. Bro, gândiți-vă că, mamă. Deci, bro, dacă nu mă credeți, gândiți-vă să, pur și simplu să, hai să trecem de paranormal, de superficial, de toate chestiile astea. Gândiți-vă că voi stați undeva și vine și vă capturează unda asta. Ce o să faceți? Da, nu, nu vă capturați, să-l vedeți așa. Ce o să faceți? Cum, uite, uitați-vă de la partea asta cum se mărește și vine către voi. Ce ați face voi, bro? What the fuck? Uitați-vă cum se mărește și vine către voi. Mi se pare foarte, foarte creepy. E bine, guys, următoarea filmare este o serie din, să spunem așa, 3 filmări cu niște gemeni care, ce să vezi, l-au văzut pe Siren Head, au fost urmăriți de el. Uitați-vă la toate filmările. Uitați-vă în spate, uitați-vă la el, guys. Uitați-vă la el, bro. What the fuck? What the fuck? Uitați-vă și la următoarea filmare. Uitați-vă, guys, uitați-vă la Siren Head ăla din stânga. Stai puțin, poate îl mai arată, guys. Uitați-vă cât de gigantic e, adică așa a fost în toate filmările, bro. E pur și simplu foarte, foarte gigantic. Mitul pe care mi l-am creat eu în minte, respectiv care are 20-30 de metri, s-a adeverit, guys. Uitați-vă cât de gigantic poate să fie, bro. Uitați-vă la chestia asta. Oh my god, bro, ce se întâmplă, bro? What the fuck? Ok, iar acum, guys, ultima filmare cu acești gemeni, respectiv în momentul în care ies la piscină și Siren Head îi vizitează. Uitați-vă, guys. Unul dintre gemeni cu gemenul în spate și îl puteți vedea pe Siren Head cum îi vizitează. What the actual fuck? Deci după cum vedeți, guys, după părerea mea, puteți vedea că Siren Head arată la fel în toate filmările astea. Adică uitați-vă așa cum arată aici în prima filmare, uitați-vă cum arată în a doua. Adică arată pur și simplu la fel și în a treia la fel arată. Vreau să scrieți un comentariu, guys, ce părere aveți de chestia asta și totodată ce ați face dacă ați trăit o experiență de genul. Ei bine, guys, ultimul videoclip este unul dintre cele mai creepy videoclipuri. De ce? Pentru că din toate videoclipurile astea este cel mai mult probabil să vi se întâmple și vouă, și mie, și absolut oricui. Respectiv, Siren Head, care stătea sub post, gen, să spunem așa, de stâlp, și la un moment dat a prins viață. Ca și cum un stâlp cu sirene, gen, cum arată Siren Head, a prins viață. Copilul nu a mai avut ce să facă, a fugit el în cameră, nu se știe ce s-a întâmplat cu el după chestia asta, însă o să vă arăt imediat filmarea în care puteți vedea exact cum se uită la el, cum stă, gen, și pur și simplu, dacă nu ești puțin atent, nici nu o să-ți dai seama că este Siren Head și după prinde viață. Uitați-vă la chestia asta, dacă nu mă credeți. După cum vedeți, este un om, să spunem așa, un copil, o femeie, abar nu am, la o casă normală. Hai să vedem, uitați-vă la chestia asta și se uită acum în stânga. Deci este complet normal, uitați-vă în stânga. Îl puteți vedea pe Siren Head, bro. Uitați-vă la el, stă sub formă de stâlp cu sirene. Gen, vă zic, fără niciun fel de caterincă, omul este undercover, fără niciun fel de mișto. Și uitați-vă că prinde viață. A prins fucking viață. Iar după chestia asta, nu a mai stat să zică absolut nimic. A pur și simplu a închis filmarea și a fugit pentru viața ei, guys. Uitați-vă la chestia asta, mi se pare absolut creepy. Like, what the fuck is happening, bro? După cum vedeți, este foarte, foarte creepy, guys. Din păcate,
asta este o întâmplare reală și totodată din toate întâmplările pe care ați văzut chestia asta sunt șanse foarte, foarte mari să ni se întâmple și nouă, gen șanse foarte mari pe lângă celelalte, nu sunt șanse mari să ni se întâmple. Sper că m-ați înțeles. Ei bine, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut clipul, uitați să apăsați un de like. Activați clopoțelul, guys, la acest canal pentru că în 2 ore o să intrăm live cu Brawl Stars. Eu am fost mai ușor că ne vedem curând. Hai, salut.